Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 36. Vis de răzbunare. Seara, Milady porunci ca domnul D'Artagnan să fie poftit îndată ce va veni, așa cum era obiceiul. Se întâmplă însă ca tocmai atunci să nu vină. A doua zi, Ketty se duse din nou la el și îi povesti tot ce se petrecuse în ajun. D'Artagnan zâmbi. Mânia dezlănțuită a geloziei acesteia era răzbunarea lui. În timpul serii, Milady se arătă și mai nerăbdătoare încă. Dădu aceeași poruncă în privința musafirului, dar tot ca în ajun, așteptarea i-a fost zadarnică. Și iarăși, a doua zi, Ketty se duse la D'Artagnan, dar nu la fel de voioasă și de zglobie ca în cele două zile din urmă, ci dimpotrivă sfârșită de amărăciune. D'Artagnan o întrebă ce i se întâmplase, însă în loc de răspuns, sărmana fată scoase din buzunar un plic și îl întinse. Purta scrisul frumoasei Milady, numai că de data aceasta era chiar pentru D'Artagnan și nu pentru domnul de Ward. Descrise scrisoarea și citi cele ce urmează. Scumpe domnule D'Artagnan, nu-și de frumos să-ți ocolești astfel prietenii, mai ales că îi vei părăsi curând pentru atâta amar de vreme. Cumnatul meu și cu mine te-am așteptat zadarnic ieri și alaltăieri. În seara aceasta va fi oare la fel? Adumitale, cu recunoștință, Lady Clarick. Nimic mai firesc, se bucură D'Artagnan, mă așteptam la răvașul acesta. Am mai multă trecere pe lângă ea, cu cât are contele de Ward mai puțină. Și o să te duci? Întrebă Ketty. Ascultă, fetiță dragă, o lămuri gasconul care căuta o dezvinovățire în proprii lui ochi, fiindcă era pe cale să nu se țină de făgăduiala făcută lui Athos, înțelege și tu că ar fi nepotrivit să întorc spatele unei invitații atât de fățișă. Când o vedea că nu vin, Milady n-ar pricepe de ce nu mă mai duc să o văd. I s-ar trezi în minte bănuieli și cine știe până unde ar putea ajunge răzbunarea unei ființe de teapa ei. Uf, doamne, se văicări Ketty. Știi să învârtești lucrurile în așa fel încât totdeauna ai dreptate. Parcă văd că iar o să-i faci curte. Și dacă de data aceasta îi placi sub numele și chipul dumitale adevărat, atunci o să fie și mai îngrozitor decât prima oară. Sărmana de ea, un glas lăuntric părea că îi dezvăluie ceva din viitoarele pățanii. D'Artagnan se strădui să o liniștească și îi făgădui să rămână rece în fața ademenitoarei Milady. Îi trimise răspuns că era nespus de recunoscător pentru bunăvoința arătată și că îi va îndeplini întocmai porunca. Nu îndrăzni însă să-i scrie de teamă că nu va izbuti să-și schimbe îndeajuns slovele pentru ochi atât de iscoditori ca ei. Când bătea nouă, D'Artagnan se afla în piața regală. De bună seamă servitorilor care așteptau în antecameră, li se pusese în vedere cele cuvenite, căci îndată ce D'Artagnan se ivi în prag, unul din ei alergă să-l vestească, fără să mai cerceteze dacă Milady dorea sau nu să-l primească. Poftiți-l, porunci ascult, dar cu glas atât de ascuțit, încât D'Artagnan o auzi din cameră. I se deschiseră ușile. Nu sunt acasă pentru nimeni, adăugă Milady. Auziți? Pentru nimeni. Lacheul ieși. D'Artagnan își furișă privirea cercetătoare. Milady era trasă la obraz și avea ochii obosiți, fie de lacrimi, fie de nesomn. Deși numărul obișnuit al luminilor fusese micșorat din adins, tânăra femeie nu putea ascunde urmele păpăii înfrigurate, ce parcă o topise în cele două zile din urmă. D'Artagnan se apropie de ea cu vechea-i curtenie. La rândul ei se obligă din răsputeri să-l întâmpine binevoitor, dar nici când pe lume un surâs mai dulceag n-a fost dezmințit de un chip mai răvășit. La întrebările lui asupra sănătății, ea îi răspunse. Mă simt rău, foarte rău. Dar atunci, urmă D'Artagnan, poate că vă stingheresc. Sigur, aveți nevoie de odihnă, iar eu ar trebui să mă retrag. Nu, dimpotrivă, îl opri Milady. Rămâi, domnule D'Artagnan, tovărășia dumitale îmi face plăcere. Oh, gândi D'Artagnan, n-a fost niciodată așa de drăgălașă. Ia să fim cu ochii în patru. Milady se arătă cât putu de prietenoasă, căutând să dea convorbirii toată strălucirea cu putință. În vremea aceasta, frigurile care o părăsiseră o clipă, împrumutau din nou ochilor ei sclipirea, obrajilor înflăcărarea și buzelor purpura. D'Artagnan se află iarăși în fața Circei, a cărei neîndurătoare vrajă îl ademenise. În inima lui se trezea dragostea pe care el o socotea stinsă, dar care nu era decât amorțită. Milady zâmbea și D'Artagnan gândea că bucuros ar fi intrat în păcat pentru adierea aceea de zâmbet.
Simți chiar, privind-o, gheara are mușcării. Încet, încet, Milady se mlădia tot mai prietenoasă. Îl întrebă dacă are cumva vreo iubită. Vai, făcu D'Artagnan cu privirea celui mai visător îndrăgostit, dar cum puteți fi atât de crudă ca să-mi puneți astfel de întrebare, mie care de când v-am văzut nu-mi trag suflarea și nu pot ofta decât prin dumneavoastră și numai pentru dumneavoastră? Un surâs straniu îi lumină deodată fața. Așadar mă iubești? Îl întrebă ea. Mai e oare nevoie să vă spun? N-ați bănuit nimic până acum? Ba da, dar cred că știi și dumneata. Cu cât inimile sunt mai trufașe, cu atât sunt mai greu de cucerit. Eu nu mă tem de greutăți, răspunse D'Artagnan. Pe mine mă înspăimântă doar ceea ce e cu neputință. Nimic nu e cu neputință pentru o dragoste adevărată. Nimic, doamnă? Nimic, întări Milady. Drace, se veseli D'Artagnan în sinea lui, a luat-o pe altă strună. Te pomenești că-i cad cu tranc zurliei și îmi dă și mie vreun safir, la fel cu cel pe care mi l-a dăruit când m-a luat drept de oard. D'Artagnan își apropie repede scaunul de al ei. Ia să vedem, urmă ea, ce ai fi în stare să faci ca să-mi dai o dovadă din dragostea de care vorbești. Tot ce mi s-ar cere. Aștept doar o poruncă și sunt gata. La orice? La orice, se grozăvi D'Artagnan, care știa că nu-l amenință mare primejdie grăind astfel. Bine, atunci să stăm puțin de vorbă, se învoi Milady, apropiindu-și la rândul ei fotoliul de scaunul lui D'Artagnan. Vă ascult, doamnă, răspunse acesta. Milady rămase o clipă pe gânduri, de parcă ar fi stat la îndoială. Apoi rosti ca în urma unei hotărâri. Am un dușman. Dumneavoastră, doamnă? Se miră D'Artagnan, făcând pe umilul. E oare cu putință, Dumnezeule, așa de frumoasă și bună cum sunteți? Un dușman de moarte. Adevărat? Un dușman care m-a jignit atât de crunt, încât între el și mine e acum vrajbă pe viață și pe moarte. Mă pot bizui pe dumneata pentru ajutor? D'Artagnan pricepu îndată unde voia să ajungă acea făptură răzbunătoare. Da, doamnă, răspunse el plin de ifose. Brațul meu, viața mea vi le închin, așa cum v-am închinat iubirea mea. Atunci, spuse Milady, fiindcă ești la fel de mărinimos pe cât ești de îndrăgostit, și se opri. Atunci, reluă D'Artagnan, atunci, reluă Milady după o clipă de tăcere, să nu mai vorbești de azi înainte de ceea ce nu e cu putință. Mă copleșiți cu atâta fericire, izbucni D'Artagnan căzând în genunchi și acoperind cu sărători mâinile ce îi se lăsau în voie. Răzbună-mă pe Michelul de Ward, mormăia Milady printre dinți, și scap eu și de tine, tâmpitule, tăiși de sabie vie. Cazi-mi tu de bunăvoie în brațe, după ce m-ai terfelit într-un mod atât de nerușinat, femeie fățarnică și periculoasă, își spunea în sinea lui D'Artagnan, și ce-o să mai rede de tine cu cel pe care vrei să-l omori cu mâna mea? D'Artagnan își ridică fruntea. Sunt gata, zise el. Prin urmare m-ai înțeles, scumpul meu domn D'Artagnan, stărui Milady. V-aș ghici gândul numai din privire. Așadar, ai pune în slujba mea brațul dumitale care și-a câștigat atâta faimă? Chiar din clipa aceasta. Dar eu, întrebă Milady, cum aș putea să-ți răsplătesc o asemenea îndatorire? Îi cunosc bine pe îndrăgostiți. Sunt ființe care nu fac nimic pe degeaba. Știți singurul răspuns pe care îl doresc, singurul vrednic de dumneavoastră și de mine. Și o trase încetişor spre el. Ea încercă o ușoară împotrivire. Interesantule, șopti zâmbind. Ah, gemu D'Artagnan furat de patima pentru femeia care făcea din inima lui o torță vie. Nici nu-mi vine să cred în atâta fericire. Mi-e teamă să nu se destrame ca un vis. Ard de nerăbdare să-mi văd odată norocul împlinit. Atunci caută să meriți acest așa zis noroc. Porunciți și voi asculta, o încredință D'Artagnan. Adevărat? Îl întrebă Milady cu o urmă de îndoială. Numiți-mi-l pe ticălosul care a făcut să lăcrimeze frumoșii dumneavoastră ochi. De unde știi că am plâns? Se tulbură ea. Mi s-a părut. Femei ca mine nu plâng, rosti Milady. Cu atât mai bine. Vă rog, spuneți-mi cum îl cheamă. Gândește-te, numele lui e taina mea cea mare. Totuși va trebui să știu numele. Bine, îl vei ști. E o dovadă că am încredere în dumneata. Mie sufletul numai bucurie. Și cum îl cheamă? Îl cunoști. Adevărat? Da. N-o fi vreunul din prietenii mei? Se repezi D'Artagnan, părând că se codește tocmai pentru a o încredința că n-are habar de nimic. Adică ai șovăi dacă ar fi unul din prietenii dumitale? Se încruntă Milady.
și un fulger amenințător îi străluci în ochi. Nu, nu, chiar frate să-mi fie!" strigă D'Artagnan, părând tot mai înflăcărat. Gasconul nostru îi dădea înainte fără nicio grijă, căci știa bine unde va ajunge. Îmi place devotamentul dumitale!" grăi Milady. Vai mie, numai atâta vă place la mine?" se tângui D'Artagnan. Nu, și eu te iubesc!" șopti ea, apucându-i mâna. Și strângerea aceea înfocată îl făcu să freamăte, ca și când Milady i-ar fi trecut și lui văpaia care-i mistuia necruțătoare trupul. Mă iubești dumneata?" se minună el. De-ar fi adevărat, mi-aș pierde mințile." O cuprinse cu amândouă brațele. Ea nu încercă să-și îndepărteze gura de-a lui, dar nu-i răspunse la sărut. Avea buzele reci. Lui D'Artagnan i se păru că sărutase o statuie. Totuși, era bea de fericire, nebun de dragoste. Cât pe aci să creadă că Milady îl iubea. Cât pe aci să creadă că de Ward era un nelegiuit. Dacă de Ward i-ar fi căzut în clipa aceea în mână, fără doar și poate că l-ar fi ucis. Milady folosi prilejul. Îl cheamă, bâlbâigui la rândul ei. De Ward, adăugă D'Artagnan, știu. De unde știi? Sări Milady apucându-i amândouă mâinile și încercând să-și înfigă parcă ochii în sufletul lui. D'Artagnan simți că luase gura pe dinainte și că făcuse o prostie. Spune, spune, dar spune odată, stăruia Milady. De unde știi? De unde știu? Murmură D'Artagnan. Da, știu, fiindcă ieri, într-un salon în care mă aflam și eu, de Ward a arătat un inel pe care, zicea el, i l-ai dăruit dumneata. Ticălosul, izbucni Milady. Cuvântul, cum e ușor de înțeles, răsună îndelung în adâncul inimii lui D'Artagnan. Ei bine, urmă ea, ei bine, am să vă răzbun pe acest ticălos, întări D'Artagnan, cu ifosele lui Don Jape Armeanul. Mulțumesc, voinicule, se bucură Milady. Atunci, ea spune, când voi fi răzbunată? Mâine, chiar acum, oricând vreți. Ea se gândi să-i răspundă chiar acum, dar își zise că o asemenea pripă n-ar fi fost prea plăcută pentru D'Artagnan. De alminteri, avea de luat nenumărate măsuri, avea de dat nenumărate sfaturi apărătorului ei, căci trebuia să ocolească orice lămurire cu contele față de martori. Răspunsul lui D'Artagnan îi dovedi că prevăsuse el toate acestea. Mâine, urmă el, veți fi răzbunată sau eu voi fi mort. Nu, răspunse ea, mă vei răzbuna, dar nu vei muri. E un mișel. Cu femeile poate, dar cu bărbații știu eu ce știu. Totuși, când te-ai bătut cu el, nu te-ai putut plânge de noroc. Norocul e un fel de curtezană. Binevoitoare ieri, poate să-mi întoarcă spatele mâine. Ceea ce înseamnă că te codești acum. Nu mă codesc, ferească domnul, dar drept ar fi oare să mă trimiteți poate la moarte fără să-mi dăruiți ceva mai mult decât o ușoară speranță? Milady răspunse printr-o privire care voia să spună. Numai atât, vorbește odată. Apoi, însoțindu-și privirea, grăii lămuritor. Ai toată dreptatea din lume, în cuvință ea drăgăstoasă. Oh, ești un înger, se înflăcără tânărul. Prin urmare ne-am înțeles, a vrut ea să încheie. În afară de ceea ce-ți cer eu, scumpa mea. Dar când îți spun că poți avea încredere în dragostea mea, nu mai am nici vreme să aștept. Tăcere, aud pe fratele meu, nu trebuie să te găsească la mine. Milady sună, Kitty se invie în prag. Ești pe aici, îi spuse împigând o mică ușă ascunsă și întoarce-te la 11. Vom sfârși atunci de vorbit. Kitty te va duce în camera mea. La auzul acestor cuvinte, sărmana fată simți că îi se taie amândouă picioarele. Ei, ce e? Ce-ai înțepenit așa ca o stană de piață, domnișoară? Însoțește-l acum pe domnul. Pe urmă îl vei însoți diseară la 11. Ai auzit? Se vede că toate întâlnirile ei de dragoste sunt la 11 noaptea, gândi D'Artagnan. E un fel de meteahnă. Milady îi întinse mâna, iar el i-o sărută înfocat. Haide, își zise ieșind de acolo și abia răspunzând mustrărilor cameristei, ia să ne băgăm mințile în cap, hotărâ lucru. Femeia aceasta e mare ticăloasă, va să zică ochii în 10.